există o serie de semne și simptome care ar trebui să sugereze pacientului o vizită cât mai rapidă la medicul gastroenterolog. În cazul în care acesta varsă frecvent și incoercibil, în cazul în care există vărsături cu sânge, în cazul în care există scaune cu sânge, scaune cu sânge roșu sau cu scaune tapetate de sânge roșu sau scaune amestecate cu sânge, sau scaune negre, da, scaunele negre sugerează o sângerare la nivelul tubului digestiv superior. Și atunci pacientul ar trebui să meargă cât mai rapid la medicul gastroenterolog. Atunci când scade în greutate fără să-și dorească acest lucru, atunci când simte o masă palpabilă la nivelul abdomenului, atunci când are o anemie feriprivă, da, prin privare de fier. Această anemie poate fi descoperită în cadrul analizelor uzuale efectuate anual sau în cazul în care este investigat deja pentru o altă suferință într-o altă sferă medicală. E foarte important ce probleme de sănătate are familia noastră. Dacă venim dintr-o familie în care una din rudele de grad 1, de exemplu, are un cancer gastric la o vârstă mai mică de 50 de ani, este foarte important să mergem pentru prima evaluare endoscopică cu cel puțin 10 ani înainte de vârsta de diagnostic a rudei noastre. La fel și în cancerul de colon. În cazul în care există un cancer de colon la o rudă de grad 1, care la momentul diagnosticului are mai puțin de 60 de ani, atunci e indicat să mergem începând de la 40 de ani sau la fel cu 10 ani mai devreme de vârsta de diagnostic a rudei de grad 1. De asemenea, există o serie de sindrome genetice care ne trimit către evaluare gastroenterologică atunci când știm că ne tragem dintr-o familie cu o polipoză adenomatoasă familială. Trebuie să mergem pentru evaluare atât endoscopică cât și evaluare colonoscopică și de la o vârstă foarte fragedă. Sunt pacienți la care se recomandă acest lucru începând de la vârsta de 10 ani.